Suntem din nou în direct, vorbim despre noi probleme pentru Cristi Borcea. Înalta curte a redeschis un proces civil în care Primăria Constanța cere despăgubiri de la Borcea în valoare de 2,5 milioane de euro. E vorba de terenuri foarte bine poziționate, la Mamaia și la Constanța, pe malul Mării Negre, așadar. Georgiana Mugil are informații pentru noi. Bun găsit! După gratii, iată, Cristi Borcea mai primește o nouă lovitură, de data aceasta la Înalta Curte de Casație și Justiție, care zilele trecute a admis în principiu un recurs formulat de Primăria Constanța, dar și de actualul primar al municipiului Constanța. În acest recurs se cer despăgubiri de 2,5 milioane de euro din partea lui Cristi Borcea, dar și din partea unor asociați ai săi, pentru că ar fi schimbat statutul juridic al unor terenuri din stațiunea Mamaia, dar și din municipiul Constanța, așa încât ar fi obținut la un preț subevaluat aceste terenuri de la malul mării. Ei bine, acest dosar a mai trecut și pe la Tribunalul Constanța, dar și pe la Curtea de Apel Constanța, însă magistrații constanțeni au decis că aceste fapte s-au prescris, așa încât dosarele s-au închis și iată că avem acum parte de o rejudecare a acestui dosar, cel puțin pe cale civilă, așa încât în cazul în care magistrații Curții Supreme vor decide că Primăria Constanța are dreptate, atunci Cristi Borcea, dar și Costică Giurgiuveanu și alți asociații ai săi vor fi buni de plată și suma este destul de mare. Însă aceasta nu este singura veste proastă pe care o primește Cristi Borcea. După ce zilele trecute Tribunalul Ilfov a decis să respingă cererea sa de liberare condiționată, acesta a aflat faptul că abia în aprilie 2018 mai poate să mai facă o cerere de liberare condiționată.